Povestea îl prezintă pe Max, un avocat începător, care merge într-un bar pentru a organiza o întâlnire cu echipa sa. Înainte de începerea întâlnirii, primește un apel video de la soția sa Sui și fica sa Nancy. Le este dor de el pentru că a fost ocupat cu munca și nu a putut să se întoarcă acasă timp de o lună. În interiorul barului, unde Max urmează să aibă întâlnirea, un alt grup de oameni este adunat pentru a discuta. Alice, liderul acestui grup, sosește pentru a începe întâlnirea. În timpul acesteia, Max îl vede pe fratele său mai mic, Jerry, care pare să fie implicat într-o discuție importantă. Când Max îl salută pe Jerry, fratele mai mic încearcă să se distanțeze, ca și cum nu ar dori să recunoască relația lor, iar acest lucru îl supără pe Max, deoarece Jerry îl vizitează adesea în apartamentul său. Jerry cere lui Max să nu-l mai deranjeze, lăsându-l pe Max nedumerit de comportamentul lui Jerry, mai ales că sunt foarte apropiați. Mai târziu, Jerry își minte grupul, susținând că nu-l cunoaște bine pe Max, spunând doar că a dat cartea lui de vizită cu ceva timp în urmă. Roxy, o membra grupului lui Ellis, se apropie de Max și cere cartea de vizită, spunându-i că ar putea avea nevoie de ajutor juridic în viitor. În acea seară, Max a fost ocupat cu munca sa și nu a putut merge acasă. A trebuit să rămână la birou pentru a-și finaliza sarcinile. Soția sa, Sui, și-a dat seama că Max a lucrat mult în ultima vreme. În timp ce Max era încă la birou și încerca să respecte termenele limită, Sui a auzit de la ușă. Era Jerry, fratele mai mic al lui Max. Sui și fica ei Nancy s-au bucurat să-l vadă pe Jerry, dar fericirea lor s-a transformat în șoc când au văzut că Jerry era plin de răni. Dintr-o dată a apărut un străin care l-a împușcat tragic pe Jerry, chiar în fața soției și fiicei lui Max. În dimineața următoare, Max se afla în mijlocul unei întâlniri cu un client, când detectivul Santiago și echipa sa, au sosit pentru a da vestea devastatoare a morții lui Jerry, a uciderea lui Sui și a dispariției lui Nancy. Max, cuprins de durere și panică, întrerupe întâlnirea și îl urmează pe Santiago la secția de poliție pentru a strânge mai multe informații despre familia sa. La secția de poliție, Max este interogat de autorități. El avea o expresie de tristețe și furie față de pierderea familiei sale. Poliția nu identificase încă autorii celor crime oribile. Santiago, simpatizând cu situația lui Max, s-a întâlnit cu avocatul junior și s-a angajat să-l ajute să găsească pe cei responsabili de crime și de răpirea lui Nancy. Cu altă ocazie, o femeie detectiv pe nume Vargas l-a însoțit pe Max la apartamentul său. Când a intrat în apartament, Max a fost confruntat cu haos și pete de sânge. Nu s-a putut abține să nu plângă când a văzut unde se-a făcut de Nancy. Deodată, un bărbat pe nume Dio, care era unul dintre ucigași, a încercat să reducă la tăcere pe Max, cerându-i să facă liniște. După o luptă, Max a reușit să se libereze din strânsoarea lui Dio. În mod surprinzător, Dio nu avea nicio intenție de a-i face rău lui Max. Din i-a dezvoluit că Jerry, fratele mai mic al lui Max, era un polițist în care fusese ucis după ce fusese găsit infiltrându-se într-o bandă din fractori. De asemenea, Dio i-a dat lui Max o okay cheie de la depozitul secret al lui Jerry, unde Max putea găsi informațiile despre Alice, creierul din spatele uciderii familiei sale. După ce află această informație șocantă, Max se îngrabă din apartament pe ușa din spate, îndreptându-se spre depozitul secret al lui Jerry. Detectivul Vargas, care devenise suspicios când Max nu părăsise apartamentul, a decis să-l urmărească. Când a ajuns la apartamentul lui Max, Vargas nu l-a găsit pe Max, ci l-a întâlnit pe Dio. L-a împușcat pentru că acesta face lui Max. Dio a detonat o grenadă pe care o pregătise mai devreme, provocând o explozie care a distrus apartamentul lui Max și a ucis pe amândoi. Max a ajuns la depozitul secret al lui Jerry de lângă port. Înăuntru descoperă diverse obiecte care aparțin lui Jerry și dovezi al implicării sale într-o rețea de trafic de organe condusă de Alice. Max a fost șocat să afle despre activitățile criminale lui Jerry, în special cum a furat bani din vânzare de organe și a ascuns în depozit. Alimentat de furie și de dorința de răzbunare împotriva lui Alice, care luase întreaga familie, Max a decis să ia problema în propriile mâini. Începând din acea noapte, el a confecționat mai multe cuțite de aruncat, pe care intenționa să le folosească în misiunea sa de răzbunare. De cealaltă parte, el și banda s-au organizat o întâlnire secretă, în cadrul care le-a ordonat oamenilor să-i să se disperseze și să răpească mai mulți copii pentru recoltare de organe. Aveau încă nevoie de multe organe pe care să le vândă, chiar dacă o răpisăre deja pe fica lui Max. Într-un acces de frustrare din cauza banilor ascunși de Jerry, el și-a vărsat furia, torturând un om până la moarte. Răpitorii săi, obișnuiți cu asemenea brutalitate, au stat deoparte și nu au făcut nimic. La sfârșitul întâlnirii, Eli și banda sa s-au pregătit să plece. Cu toate acestea, când au ajuns în parcare, unul dintre securiștii lui Ellis, Mike, a descoperit o pană la motocicleta sa, s-a bătat în secret de Max. Ellie s-a oferit să-l ducă pe Mike acasă și l-a instruit pe Tommy, un alt aghiotant, să ducă motocicleta lui Mike la un atelier. Tommy a urmat ordinele, dar s-a oprit să-și facă treaba în mijlocul drumului, unde Max, aflat de la volanul unei mașini, l-a îmbuscat cu un cuțit de aruncat pe care îl pregătise anterior. De asemenea, Max a atacat un alt aghiotant cu omorându-l. Într-o altă zi, Ellie s-a a devenit din ce în ce mai frustrat de banii pe care Jerry ascunsese și nu-i mai găsea. La scurt timp după aceea, unii dintre oamenii lui Alice au adus un bărbat pe nume Rai, care venise de bunăvoie să se întâlnească cu Alice, a devenit de promisiunea banilor. Rapid, Rai, plin de încredere că ar putea deveni bogat, s-a comportat arogant, punându-și chiar picioarele pe masă, ceea ce l-a enervat pe Alice. Elis a luat o cârpă de curățat și o bucată de plastic și le-a întins în fața lui Rai. Între timp, Roxy a recuperat un obiect ascuțit dintr-o cutie adusă de un bărbat și l-a folosit pentru a lucide pe Rai. După moartea lui Rai, corpul acesta a fost așezat pe plastic, iar oamenii lui s au pregătit imediat să-i recolteze organele. Într-o altă zi, Max a trezit în spatele unei mașini, conduse de unul dintre securiștii lui Alice, Juan. Frustrarea lui Juan creștea pe măsură ce Max conducea încet în fața lui. După câteva craxoane nerăbdătoare, Max a oprit în cele din urmă mașina pe o stradă liniștită. Iritat, el și-a manevrat mașina lângă cea lui Juan. El a atacat pe Juan prin geamul deschis cu un cuțit de aruncat. De asemenea, ea a luat telefonul lui Juan. A doua zi, Max a întors la depozitul lui Jerry pentru a păzi mașina lui Juan și pentru a urmări locația lui Elis folosind telefonul lui. Apoi s-a dus singur la sediul lui Elis, amenințându-l cu un pistol și cerând informații despre locul în care se află fica sa. Elis a refuzat să coopereze, iar John. Junior, unul dintre aghiotanții lui Alice, l-a atacat în secret pe Max din spate, lăsându-l inconștient pe avocat. Când Max a trezit, era legat, iar Junior, gardianul, încălzea o sârmă pentru a-l tortura pe Max, străpungându-i degetul. La scurt timp după aceea, Alice și mâna sa dreaptă, Big JN, au sosit pentru a opri tortura. Alice îl voia pe Max în viață pentru a obține informații despre banii ascunși de Jerry. După ce a adunat informațiile esențiale, Alice a luat rapid pe Big John și Roxy pentru a se îndrepta spre depozitul lui Jerry. Mai târziu, în timp ce Junior a țipea, Santiago, care pândise în a apărut și a pus un pistol la lui Junior. L-a dus apoi în camera în care Max era ținut prizonier. Max, acum liber, l-a lăsat inconștient pe Santiago pentru a-l împiedica pe detectiv să interfereze cu planul său de a-l confrunta pe Junior. În același timp, Big John și Roxy căutau bani ascunși în depozitul lui Jerry. În cele din urmă, Big John a găsit bani ascunși într-o cutie. Părea încântat de descoperire, dar Roxy a început să suspecteze că ceva nu este în regulă când a observat că punga cu bani era conectată la un fir atașat la o grenadă. Ea a încercat să-și avertizeze partenerul, dar înainte să poată Scoate un cuvânt, Big John a tras de pungă, declanșând o explozie în interiorul depozitului. Între timp, Ellis a fost luat prin surprindere în timp ce aștepta în mașină, când depozitul lui Gerei zbunii brusc în În Înapoi la sediul lui Ellis, Santiago, acum conștient, se afla în interiorul unei mașini. În interiorul sediului, Junior apărea fără viață, legat de un scaun, cu abdomenul expus. Descoperind acest lucru, Ellis a început să intre în panică, realizând că îl subestimase pe Max. Confruntarea escalada dacă Max l-a condus pe Ellis la o fabrică veche, ademenindu-l intenționat înăuntru. Când Ellis a a ajuns în clădire, Max era pregătit să-l înfrunte cu arma pe liderul unei bande periculoase de traficanți de organe umane, dar Santiago a sosit exact la timp și l-a îndemnat pe Max să aibă încredere în autorități pentru a investiga uciderea familiei sale. Max însă a refuzat să-l asculte pe Santiago și s-a agățat de dorința sa de răzbunare. Santiago a încercat să-l convingă pe Max să-și reconsidere planul de răzbunare. Detectivul voia acum să-l aresteze pe Alice. Cu toate acestea, Santiago s-a răzgândit brusc și a decis să nu-i pună cătușe lui Alice. El a văzut pe Max ca pe cineva care își pierduse familia din cauza acțiunilor acțiunilor mafiei, la fel ca el. Santiago a plecat, permițându lui Max să-l urmărească pe șeful criminal pentru răzbunare. Fără ezitare, Max l-a atacat pe Alice, care susținea că Nancy fusese ucisă, după ce organele ei fusese recoltate și vândute în mai multe țări. Max a luat o bâtă de baseball cu țepi și a folosit-o pentru a bate mortal pe Alice. Câteva zile mai târziu, vestea că trupul s a fost găsit într-o fabrică s-a răspândit prin diverse mijloace media, inclusiv la televiziune. Chiar și șeful poliției despre asta. Santiago a vrut să-l ajute pe Max să ascundă ceea ce făcuse, așa că i-a să părăsească țara pentru o perioadă. În scena finală a filmului, Santiago se întoarce în orașul său natal din Mexic pentru a petrece timp cu familia sa, însă primește brusc un mesaj de la Max, care a devenit asasin pentru a căuta dreptate. Max îi cere informații despre infractorii pe care vrea să-i elimine. Santiago este nerăbdător să ajute și furnizează lui Max numele infractorilor încă fugari și unde să-i găsească. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!